Rusia concentrează 10.000 de soldați pentru o ofensivă de proporții în estul Ucrainei. Acesta este anunțul făcut de președintele Zelenski. Deocamdată continuă atacurile în Donbas, dar și în regiunea orașelor Harkov și Nicolaev. Următoarele 3 săptămâni vor determina însă, conform unui expert american, deznodământul războiului din Ucraina. Iar consilierul pentru securitate națională de la Washington se teme că Rusia ar putea recurge la tactica pământului pârjolit, adică bombardamente la întâmplare și atrocități. Mai ales că la comanda unică a războiului a fost pus generalul rus supranumit măcelarul din Siria. O explozie puternică a zguduit orașul ucrainean Nicolaev, portul cu ieșire la Marea Neagră din sudul Ucrainei. Atacurile rușilor au continuat și în partea de nord-est, dar și la Mariupol. Între timp, o imensă coloană de vehicule militare, întinsă pe 12 kilometri, se îndreaptă spre Harkov. Rusia concentrează 10.000 de soldați pentru o nouă ofensivă de proporții în est, susține Volodymyr Zelenski. Можуть використовувати проти нас ще більше ракет, ще більше авіабомб, але ми готуємось до цих їхніх дій. Va fi o ofensivă de proporții, însă nu doar în est. Vom cuceri și Kievul, amenință liderul cecen Ramzan Kadyrov, cel care se descrie ca soldatul lui Putin. Не тільки в Маріуполі, там, ну і всіх других там населених пунктах, городах і селах, на Луганськ і Донецьк, но повністю в першу чергу освободим. Такая поставлена задача Верховним Головнокомандуючим нашим дорогим президентом Владимиром Путиным. И потом дальше заберем Киев и все остальные города. Forțele ruse s-au retras săptămâna trecută din localitățile din jurul Kievului. În urma lor, în regiunea capitalei au fost găsite până acum trupurile a peste 1200 de victime, potrivit procurorului general al Ucrainei. Numai la Makariv, la 60 de kilometri de capital, ar fi fost localizate peste 130 de trupuri neînsuflețite. Cei mai mulți sunt civili uciși de soldații ruși în timpul săptămânilor de ocupație. Doar această echipă de polițiști a adunat 26 de trupuri în ultimele 3 zile. Aici au pus într-un sac mortuar cadavrul carbonizat al unui bărbat imposibil de recunoscut. In this wood been Russian army when shoot on our city. Când dubița trece pe lângă resturile vehiculelor militare rusești distruse și abandonate, ucrainenii salută pierderile dușmanului. Puțină ironie pare să fie o pavăză bună în fața ororilor pe care le-au lăsat în urmă invadatorii. Polițiștii i-au oprit la casa unui pensionar de 62 de ani. Era singura casă când soldații ruși l-au vizitat la începutul lunii martie. L-au bătut și l-au împușcat în cap, apoi l-au îngropat în curte. Abia acum rămășițele pământești au fost exhumate pentru a fi examinate de criminaliști, înaintea unei înmormântări creștinești. Fiul lui este încă în stare de șoc. Is what happened to your father a war crime? А які? Звісно, є. Și vecinul, sergent în poliție, pensionar, a fost ucis în același mod. Russian troops seem to have gone house to house, challenging residents and at times shooting them. And now we've got the police literally following their trail, going from one house to the next, digging up bodies in the back garden. Într-un sat aflat la 15 km distanță, primarul spune că soldații ruși l-au ucis pe vărul lui și separat un vecin. Au fost execuții, a declarat oficialul, care crede că rușii l-au împușcat pe vărul lui după ce ar fi văzut ceva în telefonul mobil al acestuia. Першу розстріляли Віталіка, зв'язали руки і поставили на коліна. Розстріляли, потім пішли до Вадима. Вадима також завели в погріб. І в погребі хотіли на коліно поставити, видно, не ставав, то йому по ногам розстріляли, потім він упав на коліно, так же ж в затилок убили. Procuratura ucraineană a anunțat că a deschis peste 5.000 de anchete pentru crime de război și crime împotriva umanității. Au deja 500 de suspecți ruși. These 500 suspects, it's the top militaries, top politicians, top propaganda agents of Russia Federation who have done everything to start this war and they continue this war in Ukraine. Din aer se vede adevărata amploare a distrugerilor de la Borodianca. Sute de victime ale bombardamentelor ruse s-ar putea afla îngropate în dărâmături. Valentina așteaptă să fie găsite trupurile fiicei și nepoatei sale de 4 ani. Pe ginerele ei, mort și el, l-au găsit. Я желаю їм отаке пережити, що пережили ми. Більш нічого. Оце їм пожелання таке, що вони пережили те, що ми оце зараз,
Ото людина плаче, що мені оце дітей ховати треба. Дітей ховати, за що вони винуваті, що вони... Pe de altă parte, ucrainenii anunță că au eliminat încă un comandant de rang înalt rus, un colonel care comanda un regiment de tancuri. Kievul susține că 19.000 de soldați ruși ar fi fost uciși, luați prizonieri sau scoși din luptă de la începutul invaziei. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.